Votați la liniat! Votați la liniat, vreți? Pentru declare color înainte! Mărți! Thank you.
ocazia zilei școlii de agenți de poliție Vasile Lascăr Câmpina. Școala împlinește 50 de ani de când a fost înființată și cu această ocazie am desfășurat un complex de activități, una dintre activități fiind această paradă pe care ați văzut-o în această seară. Câți elevi au participat? 1285 de elevi. Și ca invitați pe cine ați avut? Văd polițiști? Avem invitații din mai multe școli din Europa, Germania, Ungaria, Ucraina, Slovacia, toate școlile din Ministerul Afacerilor și Internelor. De asemenea, sunt prezenți cadrele din fosta conducere a școlii și alți invitați. Ați avut emoții? Un om care nu are emoții înseamnă că nu trăiește. Și eu trăiesc. Și sunt mândru. Da. De ce v-ați gândit la această paradă? E prima oară când se face așa ceva? Este a doua oară când se face această paradă cu torțe. De asemenea, amploare este acum pentru că avem 1300 de elevi. N-au fost atât de mulți niciodată. Dar m-am gândit că este onorant pentru școala noastră, că este un cadou care îl oferim și câmpinenilor, că merită. Școala este a Ministerului Afacerilor Interne, a Poliției Române, dar știm cu toții că aproape toți cetățenii din Câmpina o consideră ca fiind școala lor. Și atunci am crezut că merită și, repet, încă o dată, este mândria noastră. Very good police in Romania and a lot of young, open-minded police officers. You have a very good police. Thank you very much. Do you like this parade? Yes, it was a good message to the citizens to say we have a lot of police. Yes. You sent live to your colleagues. I saw you with a phone. Yes, I sent the first pictures to Germany. Yes. This is my first parade when I see this one with the fire and with all of the things. So it was beautiful and very traditional. So I think it's very important. No, it's not the same. We are from Hungary. It's not the same. We have, of course, oath ceremony, but it's not the same. And without this fire and without these things. You are from? We are from Ukraine. We are representing the Dnipropetrovsk State University of Internal Affairs and Odessa State University of Internal Affairs. And we're glad to be here in this moment in the celebration of 15th anniversary of the Police School of Vasile Lascăr. It's a great honor for us. And we would like to thank for everybody for this event that we saw already. And we hope that our cooperation will move on. And I hope that this cooperation shows that Ukraine is open for the European Council, for the European world, and the activity of the police of the different countries are same, because we have the same goals to secure our society, and this cooperation shows that the establishing of the friendship between our countries is very important, and we hope that it helps to solve a lot of problems from the Romanian Ukrainian side in combining with Ukraine. You have this tradition in your country, parade with fire. What you have seen here? No, we have not such a traditions, but it's very impressive for me because all the city came out on the streets, and it shows the attitude of the people to the police, and it shows that the police and people are together.